Tocănița de gazete. Tocănița de gazete. Frunzuliță de cicoare, ne-am pus pe citit la mare și vă aduc acum în dinți știrile alea fierbinți. Pam, pam! Din România Liberă aflăm că Elveția include România pe lista țărilor cu grad de risc ridicat. Românii stau 10 zile în izolare. Sigur că de acest exemplu e ușor neplăcut când ai foarte multe drumuri în Elveția, chiar mine așa. Chiar îi spuneam ieri lui Ciolacu, măi, Marcel Proust, așa la lintiu, care fața năucă, așa parcă în căutarea timpului pierdut la putere. Vezi, măi Marcel, că 10 zile o să fiu plecat în Elveția și nu mai pot să-ți dau sfaturi cu partidul. Bine, nu o să mă plictisesc acolo, că am denumărat ceva și depus în teancuri. Cofraje de ouă, dragă, atât. Dacă vrei să bagi bani ceva, bagi în obiecte de valoare. Click.ro ne spune că o șoferiță de 77 de ani din Ciolpani a intrat în Mega Image cu tot cu mașina prin vitrină. Păi poate când plecase de acasă, acolo nu era niciun supermarket. Adevărul constată că zeci de persoane au participat la priveghiul interlopului Emi Pian fără să respecte normele sanitare. Poliția a dat amenzi. Haules, baules, dar de ce să ne dea amende? Că am respectat toate normalele sanitare, mău! Ne-am spălat 20 de secunde pe mâini de sânge? Am păstrat distanța antisocială de o mână lungă până la buzunarul vecinului? Numai în bodniță n-am purtat, că la noi smardoii, cine are cele mai multe pauze înmestecătoare și restul dinți de haur, ăla e mai respectat. Sau executat, mău. Mâine mă predau. Evenimentul zilei publică promisiunea numărul 1 a lui Viorel Cataramă, dacă va fi votat primar general al capitalei, organizarea unui referendum antimască. Bănuim că abia a doua promisiune e să schimbe toată mobila din primărie. Are el un prieten cu magazin. Descoperă.ro observă că vânzarea de carte în librărie a scăzut în România cu 85% din cauza pandemiei. Mămicule, mare rușine, mamă, vă pupă tanti tanțica! Oana de pomadă! Ne lăsați cu pupatul de la distanță, așa? Mamă, păi eu am citit de-am rupt toată pandemia, mă, chiar și 3 volume pe zi. Am început cu autoare române, de Băbeasca, Grasa, Buzuiac, așa. Păi a trecut la clasici francezi, Sauvignon, Chardonnay, Monsieur Pinot Noir și tata lui, Monsieur Cabernet. Practic, sunt doxenene, carcalete culturale. Dă unele de la cârciumă, cine o să le plătească? A făcut ravagii acolo. Bibliotecă, băi. Cu arome de pamflete, comentarii mai șirete, ați gustat, băieți și fete, Tocănița de gazete.